Dar noi vrem astăzi să discutăm la mod tehnic lucrurile care sunt interesate pentru toată populația și eu cred că o să mă opresc aici cu introducerile și o să rog pe domnul ministru Farlicov să deschidă clubul de presă de astăzi, după care următorii vorbitori, care domnul Alexandru Ursu și domnul Vadim Ceban, evident, care îmi trebuie să-i prezint. Bun, stimați colegi, eu în primul rând mă bucur că este interes întotdeauna. De fapt, în ultima vreme subiectele de energie întotdeauna sunt cu mult interes. Singurul lucru cu ce aș vrea să încep e că eu nu cred că e vorba de, nu cred că o să fac o prezentare lungă. Eu o să vorbesc în două cuvinte doar despre care sunt prioritățile noastre acum și cu ce, în esență, ne ocupăm. Respectiv, eu sunt sigur că o să fie întrebări despre gazul, 10 lei și restul. Dar asta eu nu vreau să fac tema discuției de azi, pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă, asta e anumiți actori politici, bun, hai să vorbim șleau, deci Șorș și compania, vor să, spunem așa, seteze ei agenda publică pe domeniul energetic. Eu vreau să vă vorbesc despre care este agenda noastră, care sunt prioritățile și imediate cu ce ne ocupăm acum, dar deja celelalte întrebări noi o să le discutăm, deci celelalte subiecte o să le abordez pe măsură ce ați adresat voi întrebări. Cu ce aș vrea să încep? La moment, noi de perioada de iarnă suntem pregătiți ca niciodată, avem posibilitate, avem stocate gaze, bun, dacă tot așa se continui timpul, cred că și până în aprilie poate să ne ajungă, poate și dincolo, dar noi când am procurat erau până în februarie, mijlocul lui februarie și ne gândeam să mai cumpărăm iarna asta. Nu știu dacă mai trebuie, nu mai trebuie, o să vedem încă. Deocamdată situația cu prețurile este, deci a fost o leacă de panică pe piețele internaționale, s-a mai potolit un pic, dar oricum prețurile nu sunt cele mai bune acum, pentru noi am cumpărat semnificativ mai ieftin anterior și nu știu dacă este cazul acum să procurăm. Anticipând întrebările, deși dacă noi am procurat ieftin, deși noi nu putem vinde cu cât am procurat, eu o să reiterez ceea ce am făcut noi anul ăsta. Noi anul ăsta am ieșit în sezonul cald, în luna aprilie. Am intrat cu peste 200 de milioane de metri cubi stocuri de gaze, stocuri comerciale de gaze, la prețuri relativ scumpe, la prețuri care s-au achiziționat anul trecut. Și acesta a fost principalul motiv care nu ne permite acum să reducem tarifele. Dar până de asta așa am spus că în funcție de cu cât reușim să procurăm gaz în perioada caldă, la ce preț, în funcție de volume, în funcție de de factorii ăștia, noi mă gândeam că o să avem posibilitate să coborâm puțin tarifele. La moment, din păcate, nu există, nu vedem o posibilitate să reducem tarifele, deci ce ar însemna, bun, de tarife e responsabil ANRE-ul, dar din partea noastră e prețul de achiziție. Deci eu mi-aș fi dorit foarte mult să pot vinde acest gaz de la Energocom mai ieftin ca ANRE să aibă temei să reducă tarifele. Din păcate, la moment, suntem acolo unde suntem, nu se majorează, deși, apropo, va vorbi probabil că Andrei mai mult, se majorează, s-au majorat, spunem, tarifele de rețea, adică tariful de distribuție, tariful de transport s-au majorat, dar tariful final, tariful de furnizare rămâne același. Deci, ca securitate, noi suntem ok, avem un contract pe termen lung cu centrala termoelectrică moldovenească, respectiv și pe energie electrică, volumele sunt securizate, prețul este clar, fix,
Aici, din punct de vedere securității, nu prea am mult ce mai povesti. Dacă o să fie întrebări, o să mai revin. Dar ce se întâmplă pe agenda Ministerului acum? Noi acum suntem în plină viteză cu tot ce ține de realizarea strategiei încă neaprobate. Noi încă suntem în proces de elaborare și aprobare a strategiei energetice, a Planului Național Integrat de Energie și Climă, dar între timp deja ne mișcăm pe implementare. Legea privind la energie regenerabilă a fost trecută de guvern, a fost votată în prima lectură în Parlament. Săptămâna asta, bănuiesc joi, va fi aprobată în lectură finală și va intra în vigoare. Ce ne așteptăm de la această lege? Să desfășurăm licitațiile pentru capacități mari, peste 100 de megawatts eoliene, peste 50 de megawatts solare. Anul ăsta, până la sfârșitul anului sau începutul anului viitor, să fie anunțate aceste licitații și deja pe parcursul anului viitor să știm cu ce preț putem avea deja volume destul de mari, volume semnificative de energie regenerabilă. Alt proces ține de restructurarea Agenției de Eficiență Energetică care era și transformarea acesteia într-un instrument financiar care se va numi Centrul Național de Energie Durabilă, CNED, care va avea în administrare un portofoliu de programe, practic instrumente financiare, pentru stimularea, pentru încurajarea, subvenționarea investițiilor în eficiență energetică în primul rând. Vorbim despre fondul, așa numitul fondul rezidențial, este ceva mediu între ceea ce s-a făcut în Ucraina și cu Casa Verde din România. El va fi disponibil și pentru blocuri locative și pentru case individuale. Va fi vorba de anumite subvenții pentru consumatorii care vor vrea să investească în eficiența energetică a propriilor locuințe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să creez foarte multe documente. Documentul, deci, trebuie fondat, reformat acest centru. Această hotărâre de guvern este pe ultima sută de metri deja. Trebuie creat instrumentul financiar, deci aprobat hotărâre de guvern cu privire la programul. Deci noi această entitate o creăm după modelul ODA. Dacă cine știe, Organizația de Dezvoltare a Afacerilor dă finanțări pentru business. Deci cam după un model similar va fi creată și CNED, Centrul Național de Energie Durabilă, și respectiv fiecare program va fi aprobat printr-o hotărâre de guvern. Deci noi avem de aprobat reforma CNED, hotărâre de guvern cu privire la program, hotărâre de guvern cu privire la sursa de finanțare. Deci sursa de finanțare pentru acest program va fi așa numită schema de obligații în eficiență energetică, potrivit legii cu privire la eficiență energetică, ceea ce înseamnă că în prețurile la energie va fi inclus un mic cuantum, deci noi am calculat pentru anul viitor un bănuț pe kilowattor care va fi transferat la cont trezorerial dedicat, din care se vor finanța programele de eficiență energetică. Deci asta este o altă hotărâre de guvern care trebuie aprobată și pusă în aplicare înainte să putem lansa aceste programe. Deci, totodată lucrăm cu băncile, iarăși pot să spun aici doar în două cuvinte că, în opinia noastră, produsele financiare pe care la moment băncile le oferă pentru investiții în eficiență energetică nu sunt cele mai potrivite pentru eficiența energetică a clădirilor. Spre exemplu, izolarea unui bloc sau izolarea unei case de locuit nu se răscumpără în 3, 4, 5 ani, cum sunt creditele de consum. Deci asta nu e credit de consum, asta nu-ți cumperi un telefon. În esență, asta e o investiție în casă și ea trebuie capitalizată în casă și ea, respectiv, trebuie tratată de bănci, în opinia noastră, trebuie tratată ca o investiție capitală cu termen de rambursare 10, 15, 20 de ani. Dacă noi o să reușim să convingem băncile să dezvolte produse financiare în sensul ăsta, atunci investițiile în eficiență energetică vor deveni mult mai atractive, mult mai posibile
iar guvernul se va putea focusa nu la subvenționarea investițiilor, dar la subvenționarea ratei dobânzii, spre exemplu, sau la un fond de garantare, cum face ODA, pentru asemenea credite. Deci, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în paralel. Iarăși, tot în paralel, lucrăm să aducem în Republica Moldova operatorul de piață Opcom. Deja au, anul ăsta îi deschid, acum aș deschid companii, trebuie să obțină licența. Eu cred că în următoarele luni vor deveni licențiați ca operatori de piață. Trebuie să fie iarăși o hotărâre de guvern de desemnarea lor în calitate de operator desemnat de piață energiei. Ca noi anul viitor sperăm să avem deja primele tranzacții pe bursa de energie, pe bursa de energie electrică din Republica Moldova. Să avem bursa, cum ar fi a noastră, de energie electrică în Republica Moldova cu primele tranzacții făcute pe ea. Deci astea sunt plus proiectele care țin de contorizarea inteligentă, deci este un proiect pilot care acum e în derulare. Vreo 35.000 de contoare inteligente vor fi instalate la consumatorii casnici. Sper foarte mult într-o colaborare bună cu ANRE, ca noi pe acești 35.000 de consumatori să testăm diferite planuri tarifare, diferite abordări de tarife, să vedem cum se modifică comportamentul consumatorului în funcție de cum stabilesc aceste tarife, respectiv să modelăm ce s-ar întâmpla în rețea dacă vom schimba abordarea tarifară. Și acest lucru să ne permită să, spunem așa, să avem pe viitor niște date suficiente ca să judecăm să merită, să trecem toată țara la contoare inteligente din contul tarifelor sau încă nu e vremea și trebuie de căutat și alte sau deocamdată nu trebuie să fie obligatoriu. În paralel căutăm resurse, inclusiv pentru granturi, atât pentru eficiența energetică a clădirilor, cât și pentru contoare inteligente, pentru tot ce putem aduce, deci investiții în Republica Moldova pe dimensiunea energetică. Deja nu mai vorbesc de interconexiuni, dacă o să mă întrebați o să vă spun detalii. Pentru prima oară avem în 30 de ani, avem în proces de examinare și implementare concomitent 4 proiecte de rețele de transport, în sistemul de transport de energie electrică, 2 care țin de noi interconexiuni cu România, 1 care ține de proiectul intern Chișinău-Vulcănești și încă 1 care se conecteze 2 linii interne, așa ca să nu fie nevoie să trecem pe la centrala termoelectrică moldovenească cu energia care vine de la Isaccea la Vulcănești. Adică, eu cred că sectorul energetic de mult, cred că în 30 de ani de zile, nu a văzut asemenea anvergură de investiții care le facem acum și trebuie să le implementăm în anii care urmează. Ne mai vorbim deja de termoelectrică, izolarea blocurilor, etc. Trecerea la distribuție orizontală în blocuri. Deci, acum ne focusăm pe anume investiții și valorificarea acestor investiții cât mai repede să simtă cetățenii, spunem așa, valoarea sau sprijinul acesta pe care îl obținem de la partenerii externi, să-l simtă în buzunarele, în casele lor. Asta este focusul principal la moment al Ministerului pe proiectele pe care le ducem. Asta cred că aici vreau să mă opresc și o să rog, poate dacă au ceva de adăugat colegii de la ANRE, de la Moldova Gaz, dar după asta o să trecem la întrebări. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această rundă de discuții. Este o inițiativă foarte benefică, cred că, pentru toate instituțiile implicate în proces și pentru mass media, deoarece există o presiune acum în societate pe anumite subiecte actuale. Am dorit să le discutăm, să aducem claritate din punct de vedere a instituției pe care le reprezentăm și pentru a avea un rol, să spunem așa, de un, dacă să vorbim în termeni gazier, de o supapă, de a scoate presiunea aceasta care există și aceste neclarități care, din păcate, sunt cumva speculate de anumite persoane și, respectiv,
suntem deschiși și gata să vă răspundem la întrebările care considerați că sunt de importanță pentru auditoriul dumneavoastră. Mulțumesc! Am să vă rugăm cafeaua să urâță. Să facem publicitate. Bună ziua! Sunt Vadim Ceban, Moldova Gaz. Practic, am dat curs la această invitație ca să participăm și încercăm să explicăm consumatorilor și reprezentanților mass media, publicului, referitor la ce țin de piața gazelor naturale, cum are loc tranzacții, au loc tranzacții pe această piață și respectiv care sunt elementele constitutive acestei pieți, acestei piețe, care este la etapă destul de emergentă comparativ cu alte piețe, chiar comparativ cu piața energiei electrice din Republica Moldova. Evident, doar vreau să menționez un lucru foarte important, viteza și dinamica acelor reforme și celor progrese care a înregistrat țara în ultima perioadă, evident ne bucură. Cel puțin suntem, din punct de vedere al securității energetice, mult mai asigurați, pentru că am văzut ce a fost anul trecut, ce a fost în 2021. La moment, din punct de vedere al companiei Moldova Gaz, care este furnizor sub aspectul așa numit Public Service Obligation sau obligațiune de serviciu public sau furnizor de ultimă opțiune, noi avem contracte de furnizare asigurate din partea Energocomului. Negociem semnarea contractului pentru următoarea perioadă, pentru trimestrul 1-2024, practic acoperind întreg sezonul rece. Și ne bucură faptul, cum a menționat și domnul ministru Victor Parlicov, că cantități de gaze sunt suficiente pentru a depăși această perioadă rece. Ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an și care a fost, în general, driverii sau triggerii, sau cum să, declanșatorii, mai bine zis, prin care anumiți consumatori au început să migreze. Și în mod special mă refer în primul rând la consumatorii industriali. După cum cunoașteți, tarifele, ultimele tarife până în vara acestui an au fost aprobate în octombrie anul 2022. Aceste tarife au fost aprobate având la bază modificările în legea cu privire la gazele naturale, care au permis agenției regulatorului să stabilească un element foarte important în calculul tarifelor, și acest element se referă la deviile financiare. S-a permis, ca și în alte sectoare, cum este sectorul energiei electrice, recuperarea de către furnizor a deviilor financiare, mă refer la furnizorii garantați, Moldova Gaz în cazul acesta, recuperarea deviilor financiare pe parcursul unui an gazier sau an financiar, an calendaristic. Cum se calculează tarifele după metodologie. Acest lucru a influențat foarte mult asupra valorii finale a tarifului și ultimul tarif până la micșorare din vara anul acesta a fost aproape 29 lei, tot cu valoarea adăugată, cu TVA, taxa pe valoarea adăugată. Și ce s-a întâmplat după cum am ieșit din sezonul rece? Început anumite modificări, în primul rând, iarna a fost, zicem, mai caldă, mai blândă și, respectiv, dinamica pe piețele internaționale, anume cotațiile pe piețele internaționale, a fost mai favorabilă. Și, evident, un declanșator care a fost este diferența de preț. Cum au loc tranzacții? Deci, în primul rând, piața este creată de către traderi. Deci, vorbim despre traderii care activează pe piața angro a gazelor naturale. Când
pe piața noastră gazul costa, adică un element care de comparație era tariful Moldova Gaz. Tariful Moldova Gaz, dacă vorbesc în euro, pentru megawatt-oră, a fost în jur de 140 euro megawatt-oră. Când pe piață sunt oferte, a fost oferte de la 50-60 euro adus la hotar, evident, aceasta este delta, care o marjă, care a devenit deja interesantă atât consumatorilor cât și furnizorilor alternativi. Practic, ce s-a întâmplat? Anumite legi economice, comerciale, s-au manifestat și anume pe piața gazelor naturale. Începând cu martie, aprilie și până în mai, finele lunii mai, a avut loc migrarea masivă a consumatorilor industriali, în primul rând, către furnizorii alternativi. Numai că această migrație a fost fără a plăti aceste diveri financiare care au fost acumulate de către Moldova Gaz, inclusiv de către acești consumatori, pentru că în 2021-2022, inclusiv cu suportul statului, inclusiv prin achiziții de gaze naturale de către Energocom, toți au contribuit ca țara să aibă gaze naturale, toți consumatorii să aibă acces la aceste resurse și respectiv toți trebuie să fie egali și trebuie să participe la acumularea sau acoperirea acestor costuri. Și cunoașteți cum, după aprobarea deciziei de către Comisia pentru situații excepționale, s-a introdus această plată de echitate sau, cum noi spunem, plată de schimbare a furnizorului sau unui consumator, dar, în esență, plată de echitate. Și s-a dat un termen de la, până la 1 iulie ca toți consumatorii care decid să-și schimbe furnizorul să leagă. Unii au ales să rămână pe piața reglementată, majoritatea, practic din 83 de cereri sau 83 de clienți, consumatori care au fost deja pe piața liberă, majoritatea, practic 68 de consumatori au rămas la Moldova Gaz, 15 care au trecut mai devreme, ei au rămas pe piața liberă. Pe parcurs a avut loc migrarea totuși înapoi, pentru că prețurile deja după schimbarea tariflor și marja aceasta despre care vorbeam anterior s-a constrâns, adică a devenit mai mică și nu era rentabil nici pentru furnizori, nici pentru consumatori să aibă această, să aleagă în favoarea pieței libere. Și vreau să vă spun, aceste semnale, până la urmă, sunt acele semnale care dă piața, dă prețul. Și este un lucru absolut natural și firesc când are loc această migrație. Este indicatorul, prețul reglementat de către Moldova Gaz, este preț de piață, furnizorii și consumatorii calculează toate cheltuielile, transport, distribuție, plus marja furnizorului până la contorul consumatorului și respectiv diferența dacă îi permite să activeze în profit sau să aibă economii 1 leu, 2 lei, 3 lei, poftim, ei migrează, dar cu asumarea anumitor riscuri. Ce se întâmplă ultima perioadă, evident, este pentru mine, nu sunt fiind economist și activând pe piața respectivă, este absolut straniu care este totuși indicatorul de piață. Pentru că toți porneau de la preiscurantul sau prețul Moldova Gaz. Și se calcula până la hotar, care e preț la bursă și poftim, alegem care furnizorul este convenabil. Acum avem așa situație când prețul deja adus la hotar, comparativ cu cel de piață care cumpără, de exemplu, Energocom sau alți furnizori alternativ, este de 3 ori, 2-3 ori mai mic, de exemplu, decât cel așa numit benchmark sau așa numit preț de referință, care este oferit de piață. Eu nu vreau să complic cu foarte multe noțiuni care iese din așa lexiconul nostru de activitate zi de zi, dar vreau să totuși mă întorc la, în general, la un element despre care am vorbit și în cadrul diferitor emisiuni, începând cu 2021.
când am fost inclusiv criticați de ce am ales așa o formulă când am semnat contractul cu Gazprom. Pe piață, la moment, în Europa, și nu doar în Europa, și cu dezvoltarea masivă și ascendentă a pieței de gazele naturale lichefiate, deja este o migrație și este o rupere între două elemente, două produse care anterior au fost foarte distincte. Nu distincte, dar foarte comune. E vorba despre petrol și gaze naturale. Și contractele pe termen lung, chiar acum care sunt semnate atât de către furnizori de gazele naturale lichefiate, atât și cei care furnizează gazele prin conducte, aceste contracte, ca preț de referință, deja au început să aibă anumite, zicem, conexiuni cu piețe de referință, cu platforme de tranzacționare. Și a fost așa creat în baza inclusiv a directivelor europene ca să fie create aceste burse de produse energetice. Deja sunt burse care sunt mult mai complexe și oferă produse energetice, dar dacă vorbim despre gaze naturale, prima bursă, care una cea mai lichidă, este bursa de la TTF, de la Groningen. Și mă întorc înapoi. În anii 50-60, dacă cunoașteți formula de la Groningen, de unde a apărut, formula Groningen a apărut anume că nimeni nu știa când a început primele descoperiri și exploatări a zăcămintelor de gaze naturale din Europa în Olanda, nimeni nu a știut cum să, în general, să calculeze costul sau prețul la gazele naturale. Și unicul preț de referință era petrolul. Și având derivatele din petrol, care este un produs care poate substitui gazele naturale în balanța energetică, evident, început să facă calcul a prețului reieșind din petrol. Din 2009, când s-a implementat directiva Uniunii Europene ce ține de pachetul 3, tot s-a schimbat. Și acum gazele naturale s-au decuplat de la piața produselor petroliere și petrol în general. Și toate contractele, mă întorc înapoi, toate contractele acum care sunt semnate având la bază prețuri de referință de la burse. Chiar luăm în calcul și nu în considerație chiar contractele care semnea mai înainte, până la război din Ucraina, contractele care au fost semnate de către Gazprom, vă spun, Gazprom Export semna contracte circa în portofoliu contractual, circa 87% din toate contracte au avut preț de referință, fie bursa din Germania, fie bursa din Olanda. Și de aceea noi, având istoricul de consum și istoricul de prețuri din ultimii 10 ani, atunci la etapa aceea, am semnat prin această formulă pentru că pentru noi era convenabil încă să menținem coșul de petrol în balanța, în formula de preț. Pentru că la noi consumul este în așa fel că 80% de consum, dat fiind faptul că noi nu avem industrie, consumăm în perioada rece a anului. Și prețul după petrol, ponderea acestui preț în formulă, adică arăta o dinamică mult mai pozitivă din considerentul anume aspectul tarifar și influența cât mai mică asupra tarifelor pentru consumatorii finali. De aceea când vorbesc despre prețuri, dincolo de tariful de Moldova Gaz, trebuie să vedem care este prețul acestui gaz adus până la hotar. Și dacă prețul de piață este, zicem, $600 sau $580 pentru 1000 de metri cub adus la hotar astăzi, pentru mine personal ca profesionist, vă spun că foarte straniu cum apar oferte de preț care sunt ieșite din piață. Evident, este o problemă, problemă nu doar din punct de vedere a intereselor statului și securității energetice în general, e vorba despre protejarea pieței. Pentru că în cazul acesta este activitatea într-un fel discriminatorie pentru alți furnizori, pentru alți consumatori inclusiv, și aici trebuie să fim foarte prudenți și activăm, pe de o parte, conform legii,
De altă parte, ca să fie și instrumente protejate pentru toți care participă la această piață la condiții egale. Pentru că nu e corect și nu e normal când un furnizor are anumite priorități și anumite zicem, avantaje care depășesc piața de 2-3 ori. Eu vorbesc din punct de vedere doar comercial și economic. Evident, nu cred că lucru care trebuie să vorbesc eu nemijlocit, dar vă spun că am fost pe parcursul acestor zile, am fost adresat de către mai mulți trader, furnizori, care într-adevăr a spus despre o îngrijorare, pentru că are loc o distorsionare a pieței, are loc anumite, inclusiv practici anticoncurențiale la hotar și acest lucru, evident, poate bulversa și poate duce la situația când alți furnizori sunt în situații mai puțin avantajați comparativ cu cei care au așa posibilități. Ce ține de procedura de schimbare a furnizorului, dacă luăm de sus în jos până la de la hotar până la contorul consumatorului, evident, orice furnizor trebuie să aibă, în primul rând, dovada că dispune de această resursă, pentru că asta este un primul lucru care trebuie să fie demonstrat de către furnizor. După acest lucru trebuie să fie, în mod obligatoriu, încheiat un contract de transport, cu operator de transport, care astăzi este Vestmol Transgaz, care este acreditat pentru a gestiona întreg sistemul de transport gaze în Republica Moldova, începând cu 19 septembrie anul acesta. După acest lucru urmează, evident, lucrul cu consumatorii. Consumatorii trebuie să fie foarte bine informați, acest lucru trebuie să menționăm, că goana după preț temporar mai ieftin sau unul care are foarte multe semne de întrebare, nu înseamnă că ești garantat și mâine. Astăzi bine, dar mâine ești în situația mult mai, zicem, dezavantajoasă. Vorbind despre distribuție, noi avem în țară multe companii, nu doar furnizori, dar inclusiv și companii de distribuție care au fie sistemul de distribuție de tip deschis, adică este conectat cu celelalte companii de distribuție și rețeaua de transport, sau companii de distribuție de tip închis. Și așa companii sunt. Deci au licență pentru o zonă anumită care este reprezintă un sistem închis fără a ieși la sistemul companiilor, celelalte companii de distribuție. În acest context trebuie să fie semnat contractul de distribuție. Sunt 36 de tarife la nivel de țară. Fiecare companie de distribuție are 3 tarife. Tarif la presiunea înaltă, presiunea medie, presiunea joasă. Pe noi ne interesează presiunea joasă pentru că la presiunea joasă sunt conectați toți consumatorii casnici. Și fiecare regiune, fiecare, zicem, operator are diferite tarife. De exemplu, dacă deja vorbim despre companiile care reprezintă zona de deservire care este targetată de către unii furnizori, acolo este tariful este mult mai mare decât este în Chișinău și Bălți, pentru că Chișinău și Bălți sunt centre de consum foarte mari, adică cu număr de consumatori mai mari, cu volum de consum mai mare și respectiv cheltuielile unitare la un metru cub sau la un kilometru de rețea de distribuție sunt mai mici și respectiv și tariful este mult mai mic. Comparativ cu, de exemplu, luăm Taraclia, luăm Gagauzgaz sau luăm alte companii, Ștefan Vodăgaz și așa mai departe. Deci, acolo sunt tarifele de distribuție sunt mai mari. La acest lucru se adaugă încă în două elemente care sunt foarte importante. Deci, consumatorul care se decide teoretic și practic să schimbe furnizorul, trebuie să nu aibă datorii.
Deci nu poate, conform legii, să aibă loc schimbarea furnizorului dacă consumatorul are datorii. Deci acest lucru este interzis. Și încă un element, și un element foarte important, în cazul fiecărui consumator, în mod individual, se calculează de către furnizor de ultimă opțiune, în cazul acesta Moldova Gaz, se va calcula plata de achitare, care urmează a fi achitată, respectiv până la începerea furnizării de către alt furnizor. Noi, dacă primim aceste cereri, evident, trebuie să comunicăm cu compania de distribuție, trebuie să anunțăm acest lucru. La dispoziția furnizorului sunt 20 de zile, cel mult, pentru a opera aceste schimbări. Eu nu vreau să intru în mult mai detalii, doar vorbesc despre elementele de bază, pentru că să nu primească că să dăm și instrucțiuni consumatorului cum să schimbe furnizorul. Fiecare trebuie să aleagă de sine stătător ce vrea. Dar vreau să atrag atenție, cred că domnul ministru asumă anumite competențe care nu mă vizează în mod nemijlocit, dar ultimele modificări care deja au fost aprobate, modificări în legea cu privire la gaze naturale, care a fost aprobat de către Parlament, privește un lucru foarte important. Dacă ai schimbat furnizorul și ai trecut pe piața liberă, atunci fie bun, mă refer la consumatori, pe parcursul un an de zile nu poți trece înapoi. Și aici este un... Dai seama că постъпщик в течение года прекращает поставку своего... Я к этому хочу прийти. Pe parcursul 12 luni nu poți trece înapoi la furnizare la prețuri reglementate. Și aici este cel mai mare risc. Dincolo de trebuie să achizi diverile financiare, trebuie să-și asumi, eu vorbesc doar din punct de vedere comercial, încă o dată. Nu vreau să mă lansez în alte declarații, pentru că deja vă spun că ce am văzut pe piață este un preț care iese din logica înțelegerii noastre cum au loc și practica care există pe piață. Pe parcursul acestor 12 luni pot avea diferite fluctuații, diferite schimbări pe piață. Și în cazul dacă prețul merge sus, pentru că nu poate fi așa că permanent prețul va fi mai mic decât cel reglementat aprobat pentru Moldova Gaz. Poate fi și invers. Și acest lucru am observat. Pentru că ce am trăit pe parcursul acestor luni, când contractele cu consumatorii industriali nu se încheiau pe perioada de un an, dar se încheiau pe o perioadă de o lună. Și consumatorul industrial vedea, dacă la tarif la Moldova Gaz, zicem, 15,5 lei la tarif presiunea medie, pentru că majoritatea din industrie sunt conectați la așa, la așa rețele, și compara cu preț de piață. Și dacă vedea că, de exemplu, prețul este 15 lei și pentru 50 de bani, hai trec înapoi la Moldova Gaz. Și următoarea lună, hai, văd 13 lei, hai trecem înapoi la furnizor alternativ. Deci, avea loc niște schimbări care permanent nu erau convenabile nici nou, nici furnizorilor alternativ. De aceea, 12 luni, este un termen, considerăm că absolut conform practicilor europene și bunor practici în domeniu, ca să fie furnizat acest consumator de pe piața liberă. În cazul în care, pe parcursul acestor 12 luni, are loc sistarea furnizării din partea, cum ați spus, doamna Lilia, că furnizorul este în insolvabilitate sau este bancrot sau nu poate furniza mai departe, temporar acest furnizor este, consumator este preluat iarăși de către Moldova Gaz pe o perioadă foarte scurtă. În această perioadă acest consumator trebuie înapoi să ducă pe piața liberă. Dacă ai trecut pe piața liberă și acest lucru trebuie să cunoască toți consumatorii, nu poți streci înapoi permanent, în bază permanentă, pe piața reglementată. Deci aceste riscuri trebuie să fie asumate.
Și eu am văzut... Poftim? Evident sunt mai mari și aici este un element că nu sunt tarifele care sunt, sunt mai mari. Aici este un element încă care pentru... De ce se ține furnizor de ultimă opțiune? Pentru că furnizor de ultimă opțiune, el, ca să asigure gaze naturale pentru acest consumator, el trebuie să cumpere de pe bursă. Și el trebuie să cumpere imediat. Dar dacă intră imediat pentru ziua următoare, înseamnă că prețul pot fi mult mai mari comparativ chiar cu tariful reglementat de către Moldova Gaz. De aceea am văzut un săptămâna trecută este o bună practică lansată de către Ministerul Finanțelor, Banca Națională și Comisia Națională pentru Piețele Financiare, ce ține de educația financiară. Eu cred că trebuie să vorbim și noi și împreună cu Minister și cu Andrei, că să explicăm consumatorilor care sunt riscuri. Deci nimeni nu interzice și legea nu interzice. Dincolo de toate elementele care sunt de preț și așa mai departe, aspectele care nu sunt legate de comercializare și furnizare, nu așa de ușor și trebuie să explicăm că cum lucrează piața aceasta a gazelor naturale și energie electrică. Pentru că și la energie electrică poate fi așa situația când consumatorul poate să schimbă furnizorul în orice moment. Dar trebuie să fie anumite reguli. Și aceste reguli deja sunt scrise și noi nu trebuie să inventăm aici o bicicletă. Domnul ministru, îmi cer scuze, am luat prea mult. Deci, eu, ca să fac un mic sumar mai întâi, pentru că eu văd că oricum toată discuția se reduce iar la gaz și la contractul de gaz. Deci, și trebuie să înțelegem câteva elemente. Primul lucru, noi începând cu anul trecut, anul ăsta, pentru prima oară avem cu adevărat opțiuni. Și noi foarte mult am muncit ca să avem o piață deschisă, ca să avem mai mulți participanți la piață, să avem mai mulți furnizori și consumatorul să-și poată alege între furnizori. Dar așa cum am spus și cu alte ocazii, piață deschisă și piață liberă, asta nu înseamnă junglă, asta nu e piață sălbatică, asta nu e sălbătășiune. Acolo sunt tot anumite reguli și regulile astea, la fel, sunt scrise și au o anumită logică. Deci ca eu o să vă explic acum mai întâi logica generală, dar după asta deja o să, în logica asta o să vedeți cum se încadrează toate celelalte elemente. Ce presupune și pentru ce în general s-a făcut pachetul 3, separare, distribuție, furnizare, transport, cui e atribuită asta? Logica era anume așa. Noi avem o singură infrastructură și nu are rost fiecare furnizor, fiecare producător de gaze sau de energie electrică să-și construiască sârmele lui în paralel și să dă energie în priză la fiecare om. De asta toată activitatea asta se împarte în două părți convenționale. Una care ține de infrastructură, transport și distribuție, și partea care ține de furnizare. Și atât, infrastructura care ține transportul și distribuția nu trebuie să încurce, nu trebuie să împiedice ca între furnizori să existe o concurență. Deci, care era problema cu pachetul 3? Marea parte a țevilor care erau construite pe vremuri, și nu vorba doar de Gazprom, e vorba de mai mulți producători de gaze din Europa, mare parte a țevilor care au fost construite pe vremuri au fost construite de producătorii de gaz pentru a-și livra gazul. Acum, care este posibilitatea, cum poți creezi o concurență pe o piață dacă țava îi aparține celui care vinde gaz? Dacă trecem în lumea nu a gazului și a energiei electrice, dar în lumea transportului simplu, dacă pe un anumit drum, dacă este construit un anumit drum și drumul ăsta aparține cuiva care transportă, nu știu, patlajele pe dâns, care e șansa că el a să permită altcuiva să stârâi pe drumul ăsta patlajele? Deci, de asta și s-a creat. Deci, drumul aparte, patlajelele aparte, mașinile aparte. Deci, fix așa și cu gazul. Deci, este infrastructura care e separată, sunt furnizorii care trebuie să fie într-o competiție unul cu altul. Asta a fost logica creierii concurenței și asta a fost logica cum noi să dăm consumatorilor mai multe opțiuni, cum consumatorii se poate alege furnizori. Și pachetul 3 în special viza anume faptul ca
cei care dețin controlul asupra infrastructurii de transport să nu obstrucționeze participarea la piața a furnizorilor, să poată participa liber alții. Republica Moldova a făcut toate aceste eforturi. Republica Moldova pentru prima oară a diversificat sursele de gaz și pe bune poate aduce gaze din alte surse decât până acum, decât era doar Gazprom. În efect și inclusiv, și asta vreau să subliniez, inclusiv faptul că acum apar tot felul, că acum apar noi furnizori și pe parcursul verii, așa cum a spus domnul Ceban, au fost furnizori care au livrat gaze mai ieftine la întreprinderi industriale, asta tot este un succes al nostru, pentru că asta este posibilitatea unor consumatori să obțină gaz la alte condiții. Pe de altă parte, deja nu mai intru în corecția de echitate, noi avem o particularitate legată de virile astea tarifare, care noi acum am rezolvat-o prin decizia CSE și acum o transferăm la nivel de lege ca ea să fie permanentă. Pentru că atunci când virile astea tarifare nu sunt foarte mari și nu distorsionează mult prețul față de condițiile de piață, asta nu este o problemă. Nu e nevoie să faci fiecare, la fiecare consumator facturările astea și calculele astea individualizate. Dar atunci când ele depășesc, cum era în structura tarifelor precedente, vreo 20-25% din preț, astăzi de vierile, nu, distorsiunea asta deja e foarte semnificativă și ea trebuie cumva deci echilibrată. Nu pot să lași la băbuți care au rămas în piața reglementată să achite de vierile tarifare care le-au acumulat o întreprindere industrială în 2021-2022. Asta a fost logica introducerea acestei corecții. Acum, voi ați observat pe piață dintre și voi, că știți cine furnizează azi gaz la întreprinderi industriale, în afară de Moldova Gaz, în afară de... Numiți vreo câteva companii care furnizează gaz. Știi cineva? Rotalin. Nu. Rotalin, apropo, avea exact același rol ca și în Moldova Gaz. El era furnizor de ultimă opțiune. El era furnizor desemnat, nu de ultimă opțiune, furnizor desemnat de prestare a serviciului public, obligații de serviciu public, cum e Red Nord și Premier Energy. Asta, amuș o să ajungem. Dar, cum este Premier Energy și are zona de servire a lui, și el acolo furnizează la tarife reglementate, și este Red Nord, Feie Nordul, care livrează în altă zonă, fix așa erau și la gază. Deci era, toată țara aproape era Moldova Gaz și era o parte din țară care era Rotalin. Deci ei erau furnizori de serviciu universal. Asta e un pic altceva, dacă vreți să revenim la cazul ăsta. Acum, dumneavoastră acum nu o să-mi puteți numi, majoritatea din dumneavoastră nu știți cine furnizează gaz la întreprinderi industriale. Din cauza faptului că întreprinderile astea furnizează gaz. Și ultimul lucru pe dânsi și interesează, primul lucru și interesează să-ți livreze și furnizeze gaz, să facă profit. Dar ultimul lucru ce interesează, asta că atât știi când și cu cât e asta fac. Asta cred că... Ca concurenții să nu știi cu cine, la și prețuri, când și cum e asta fac. Aici care se ocupă de furnizare de gaz, ei se ocupă de furnizare de gaz. Nimeni dintre ei n-ați văzut niciun contract publicat. N-ați văzut niciun press release. N-ați văzut nici o altă activitate de genul ăsta. Deci, dacă să luăm, noi am liberalizat piața, pe piață au apărut mai mulți furnizori, numai că eu convențional îi împart în două categorii. Sunt furnizori de gaz, și voi despre dânsă nu știți, și sunt furnizori de știri, dar ei nu livrează gaz. Nimeni din trânsă până amu nu a livrat nici un metru cub de gaz. Ei livrează numai știri. Mai întâi au livrat în aprilie știrea că noi, noi ne-am înțeles și amuși ne-am să vindem cu 12. Au trecut din aprilie până în septembrie, până în octombrie. Din octombrie nu nică, tot liniște, nimeni nică nu livrează, gaz cu 12 noi, apare la sfârșitul octombrie, din decembrie să livrăm cu 10. Azi dăm și să spun la 30 noiembrie. Azi zic că din ianuarie am să livrăm cu 7. Faceți, vă rog, diferența dintre furnizorii de gaz și furnizorii de știri. Deci, eu sunt absolut sigur că intenția acestor oameni nu este să livreze gaz.
Ei nu vor să livreze gaz, nu le trebuie să livreze gaz, ei nu pot livra gaz. Eu am vrut să vă spun în două cuvinte și mai... O să vă explice colegii care sunt procedurile și mai au ei de făcut până să poată livra gaz și nu, deci ei nici nu s-au apucat de lucru. Deci ei nu sunt competenți în a livra gaze. Scopul lor este să bulverseze societatea. Și ei utilizează licența la furnizarea gazelor ca patent politic. Noi amuși ceva să facem. Deci pentru dânsi asta nu e activitate de piața de furnizare a gazelor. Pentru dânsi asta e activitate politică și utilizează licența la cum se cheamă furnizarea gazelor ca patent pentru activitate politică. Un fel de cum se cheamă praznoi. Pentru a face știri în bandă rulantă despre cât de Ghinea să livreze ei gaz. Gaz încă nu a livrat, dar știri pe bandă rulantă. Știri de este o să mai fie. Și cei ce vă rog eu pe voi, și dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, deși nu vroiam să discut numai despre dânsul, dar faceți, vă rog, o diferență. Chemați-i, vă rog, la responsabilitate pe oamenii ăștia, că dacă ei cu adevărat vor să livreze gaze, cam așa să vă explici colegii care sunt pașii și ce mai au ei de făcut până să livreze gaz. Trebuie să încheie contracte de transport, trebuie să încheie contracte de distribuție, trebuie să rezerveze capacități, trebuie să depună cereri de schimbare a furnizorului, trebuie să deschidă oficii, trebuie să deschidă call centri. Păi, oameni buni, acolo e atâta de lucru. Eu nu văd lucru. Eu n-am văzut deocamdată. Voi aveți vreo cerere de pus? Nu. Deocamdată nu, dar sunt anumite... Deci, eu vreau să vă spun așa. Conform graficului, deci așa cum a spus domnul Ceban, 20 de zile din momentul depunerii cererii trebuie să rezolve chestia cu schimbarea furnizorului. Eu vreau să văd cum șor până pe 10 noiembrie, asta e vineri, cine nu știe, livrează 100.000 de cereri de schimbare a furnizorului. Dacă eu vreau să văd la Moldova Gaz 100.000 de cereri de schimbare a furnizorului până vineri. Dacă ei nu livrează asta, înseamnă că-s balaboli și n-au de gând să livreze gaz. Repet, tot asta e despre livrare de știri. Da. Команда Министерства энергетики, с командой, не знаю, там есть НРЭ и так далее, допустим, если хотите, для тренинга или без, как это происходит. Да вот если сейчас, вот вам тренинг. У нас остался один час, чтобы мы все-таки успели. Вот какие-то вам вопросы задать, учитывая, что первый час мы вас всем внимательно послушаем. Спой два кувинти, макар про принципальные элементы, чтобы după asta трещи. Ну, я уж d'accord, dar, oricum, toată lumea vrea asta, să știi. Ok, dacă să ne limităm nemijlocit la procedura tehnică de schimbare a furnizorului. Domnul ministru a atins aici și altă latură. Ce înseamnă însuși activitatea asta de furnizare a gazelor naturale? Da, la prima vedere, parcă ar părea că furnizarea gazelor naturale, asta înseamnă să am un birou, un calculator și gata, eu sunt trader sau furnizor de gaze naturale care pot aduce gaz și să-l vând la consumatori din Republica Moldova. E bine, realitatea e puțin altfel. Deci, Eu la toată lumea care sunt specialiști în gaz, le spun, cine în cui nu-i ajunge, găsim împrumut de la mine 3.250 de lei, atâta costă licența la furnizarea gazelor pe 10 ani, sau pe cât? 25. Pe 25 de ani. Pe 25 de ani licența la furnizarea gazelor costă 3.250 de lei. Cui nu-i ajunge, dacă ușor nu-i ajunge, pot să-i împrumut, dar să-l văd că livrează gaz. Până amul livrează numai știri. Deci, în primul rând, trebuie să găsești o sursă care să-ți permită să ai un preț atractiv a gazelor naturale pe piață. Ok. Dacă să considerăm că unii furnizori țintesc anume activitatea de scurtă durată pentru a profita de anumite momente în care prețul gazelor naturale pe piețe internaționale atestă o reducere, aceasta este posibil teoretic. Însă, există componenta de infrastructură. Atunci când poți identifica un preț bun la gazul care se vinde pe anumite, nu știu, platforme de tranzacționare, burse,
tu trebuie să rezervezi și capacități de transport acestor gaze naturale, pentru că ai nevoie de infrastructură pentru a duce acest gaz ori de la terminalul LNG, ori de la sursă de mijlocit, pentru a-l aduce până la consumatorul tău. Asta înseamnă că trebuie pe lanț să rezervezi capacități de transport la toți operatorii în toate țările care sunt implicate în tranzitul acesta de gaz. Vreau să menționez că este un preț pentru a rezerva capacitate acestor rețele de transport când este vorba de prețuri de capacități anuale sau trimestriale și este un preț mult mai mare când vorbim de rezervare de capacități zilnice sau lunare. Respectiv, automat aceste prețuri cresc pentru serviciul de transport. A doilea moment, toate rutele, practic, cele mai importante rute de transport a gazurilor naturale, sunt congestionate. Asta înseamnă că pentru anumite perioade de timp de utilizare maximă a acestor rețele, nu există capacitate disponibilă din punct de vedere tehnic. Deci aceste calcule, aceste estimări trebuie să făcut foarte atent și de văzut dacă este posibil într-adevăr de adus aceste gaze până la consumatori. A doilea moment deja ține mijlocit de partea birocratică a lucrurilor. Da, nu este complicat să obții o licență pentru furnizarea gazelor naturale, deși prin dispoziția CSE la moment acest lucru nu este posibil, dar dacă va fi anulată această interdicție, atunci nu este deloc complicat să obții această licență. A doua parte este că trebuie să garantezi careva servicii același call centru, pentru că în orice moment să fie disponibil pentru a livra consumatorilor informații despre deranjamentele din rețea, despre anumite calitate și întrebări de facturare a gazelor. Ultimul moment, deja însă semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale. Ce înseamnă aceasta? Trebuie să-ți identifici consumatorul, trebuie să negociezi cu el condițiile contractului, acest contract trebuie să fie semnat, iar ulterior, ori consumatorul se adresează furnizorului existent sau furnizorul care are semnat la moment contract de furnizare a gazelor naturale, ori dacă este o procură semnată în acest sens, însă și nouul furnizor informează furnizorul existent despre faptul că la locul de consum respectiv, consumatorul XYZ vrea să schimbe furnizorul. Furnizorul existent are la dispoziție 7 zile, o zi calendaristică pentru a transmite deja solicitarea către operatorul sistemului de distribuție, operatorul sistem sau operatorul de transport, în dependență de rețeaua la care este acordat consumatorul. Acesta în 7 zile calendaristice trebuie să efectueze controlul echipamentului de măsurare care este la acest consumator. Totodată, furnizorul existent verifică dacă consumatorul are datorii pentru gazele naturale, deoarece este imposibilă procedura de schimbare a furnizorului în cazul în care consumatorul are careva datorii. Deci dacă se atestă că acest echipament de măsurare, că istoria comercială a consumatorului este veridică, nu are datorii, atunci operatorul sistemului de distribuție transmite în alte 7 zile calendaristice proiectul de ajustare a contractului cu furnizorul care era până la momentul schimbării și furnizorul care urmează a fi nou pentru consumatorul respectiv. Se ajustează contractele, deoarece furnizorii au la dispoziție 2 zile pentru a semna aceste contracte cu operatorii de sistem. Doar după aceasta are loc nemijlocit schimbarea furnizorului pentru consumator și poate fi efectuat comercial livrarea asta a gazelor de la noul furnizor. Ulterior, după 2 săptămâni, furnizorul, consumatorul respectiv primește factura finală pentru gazele naturale, deoarece ultima parte a facturii nu era ca reflecția a datoriei, da, sau consumului până la momentul schimbării, deoarece nu era încă facturat. Și după aceasta el deja este ca consumator nemijlocit a noului furnizor. Ce vroiam să mă refer în special și de ce este important ca consumatorii să țină cont? Deci da, într-o piață, noi vorbim de piață liberalizată totdeauna, însă piața liberalizată nu este suficient. Elementul cheie este o piață lichidă. Adică atâta timp cât ea este liberă, este ok, dar până nu există o lichiditate suficientă pentru a avea o competiție pe această piață, atunci trebuie să fie mecanisme de reglementare și mecanisme de control a prețului și a intereselor consumatorilor, în primul rând celor protejați, astăzi consumatorii casnici și societățile comerciale mici. Anume, din acest context, noi avem încă acest preț reglementat de furnizare a gazelor pentru anumite categorii, care este
un preț calculat pentru furnizor, care este impus obligația asta de a livra gaze consumatorilor mici. Pentru că, credeți-mă, dacă furnizarea gazelor se bazează pe principii economice, atunci consumatorii casnici sunt ultimii care sunt atractivi pentru un furnizor care are o afacere, să spunem, corectă pe această piață. De aceea este, la noi în legislație este prevăzută obligația asta de serviciu public pentru anumite categorii de consumatori. Pentru a livra gazele celor care nu pot ieși pe piață sau care nu sunt interesați să iasă pe piață. Însă, din momentul în care consumatorul consideră că el are semnale pe piață destul de atractive, el poate ieși în orice moment. El poate să se ducă pe piață și să consume aceste gaze naturale de la alt furnizor. Dar în legislație au fost introduse mecanisme care să oprească o migrare sezonieră. Ce înseamnă aceasta? Noi, în reglementarea prețului pentru furnizarea categoriilor protejate de consumatori, avem abordarea asta de preț nivelat la nivel anual, pentru a nu perturba percepția consumatorului casnic cu aceste fluctuații de piețele gazelor naturale. De asta este posibil ca unii consumatori care se orientează foarte bine la evoluțiile prețurilor la gaz de piețele specializate să profite, în ghilimele, de această schimbare sezonieră a prețului. Doar ce de obicei prețul pe piețele gazelor naturale în vară este mai mic, în iarnă când crește cererea și scade oferta de aceste gaze, el este mai mare. Deci nu vorbim de anul 2022, care a fost un an atipic, nu vorbim de sfârșitul anului 2021. Vorbim în mod normal. Deci pentru a preveni această migrare sezonieră, pentru că să înțelegem că dacă a migrat cineva în momentul în care prețul este mic, de la furnizarea asta de obligații de serviciu public, și revine când prețul este mare, atunci diferența asta dintre prețul nivelat și prețul care este la moment pe piețe este acoperit de către consumatorul casnic. Deci nu este un lucru corect față de acești consumatori. În acest context a fost inclusă această obligație a consumatorului, odată ce ești pe piața liberă a gazelor, nu mai ai posibilitatea să revii la obligația de serviciu public anumitor categorii de consumatori. Însă, statul îți oferă alt instrument de a te proteja în cazul în care ești pe piață. Este prețul de ultimă opțiune. Deci în cazul în care furnizorul falimentează sau nu mai este capabil să aducă gaze naturale consumatorilor sau pur și simplu comercial el a avut doar un contract de o lună de zile, atunci acest consumator, în cazul în care nu găsește un furnizor de alternativă, apelează la furnizorul de ultimă opțiune. Și acolo o să fie cu totul alt mecanism de stabilire a prețului, deoarece acel preț va reflecta nemijlocit dinamica pieței din momentul în care el revine. Și da, o să fie puțin mai mare decât prețul, sau depinde de cotațiile, de conjunctura pieței, da. Dar nu va fi la fel un preț nivelat cum este prețul care este stabilit pentru categoriile, pentru anumite categorii de consumatori, este consumatorii casnici și prețurile comerciale mici. Deci apelul nostru este ca în momentul în care, în special, consumatorii casnici care sunt vulnerabili la acest aspect, să se informeze bine, să apeleze la consultarea reglementatorului, Ministerului Energiei, furnizorului existent, pentru a afla care sunt oportunitățile și care sunt riscurile la care se expun în cazul în care aleg să-și schimbe furnizorul de gaze naturale și să fie sigur că furnizorul este credibil cu intenție pe termen lung și nu cu oferte, să spunem așa, de furnizare pe termen scurt, care ar putea până la urmă să perturbeze activitatea și anumitor întreprinderi și consumul de gaze pentru consumatorii casnici. Asta e succint ca procedură de schimbare a furnizorului. Gata. Aici cred că încheiem povestea furnizorilor de știri și dacă să mai apară întrebări o să răspundem. Între timp, haideți să trecem la alte întrebări. Nu am avut Domnul Ceban a menționat un moment, ați vorbit despre niște practici, ani de conștiințare, deja, viața, hai să vă dau. Să faci familie. Nu, eu n-am menționat că anume practici pentru că nu sunt Mulțumesc.
nu sunt eu persoana care constată aceste practici, doar un element. Astăzi, dacă am lua prețul TTF și am deduce prin metoda așa numit net back calcul invers, adăugăm cu alte cuvinte prețul de transport până la hotar, în jur de 580-600 de dolari euro, zicem, este costul gazelor naturale. Asta în mod normal dacă cumpărăm pe piață. Plus aici se adaugă deja costul de transport pe intern, 43 de bani pentru un metru cub. Și dacă referim deja la distribuție, nemijlocit referim la Găgăuzia pentru consumator casnic, e 5,5 lei se adaugă, plus componenta de vieri financiare și o rentabilitate, cum rentabilitate, nu știu, cred că la Moldova Gaz e în jur de 60 de bani care este reglementat. Ceea ce se oferă, se oferă preț, nu se oferă, adică s-a anunțat un oferă, asta încă n-am văzut oferta în sensul formulată. Se oferă un preț de 3,2 lei, comparativ de preț de 11 lei care este la hotar astăzi. Deci asta, despre asta vorbesc. Cine trebuie să constate, aici vorba de tranzacționare la hotar, poftim? Nu, eu mă refer în general, mă refer ce am auzit din presă, dar nu sunt așa prețuri, da? Despre asta am vorbit. Și încă un moment care este, care pentru mine e straniu, ca vorbesc de, ca profesionist, e straniu, niciodată în Republica Moldova, în istoria de aplicare a tarifelor, poate mă greșesc, costul gazelor naturale nu a fost mai mic decât serviciul de distribuție. Deci sunt serviciile mai scumpe decât costul acesta. Niciodată nu a fost așa. Și asta este un element care, trebuie să... Da, într-adevăr, noi avem așa infrastructură, avem rețele, dar niciodată în istorie nu s-a aprobat așa tarife, prețul, costul de achiziție a fost mai mic. Chiar în trimestrul 1-2021, când a fost cel mai mic preț de 123 de dolari care cumpăra, oricum era mai mare decât costul de distribuție. Oricum era chiar comparativ, luăm chiar mediu, luăm chiar pe regiune. Pentru că acest preț de 10 lei să ajungă la consumatorul. Nu, asta cât dacă... Cât ar trebui să fie comparat la hotar? Iată, vă spun, 43 de bani un metru cub este transportul, 5,5 lei este distribuția, cam în jur de 3 lei, 3,2 lei. Ați menționat că nu aveți depuse cereri de rezilierea până acum, dar sunt careva intenții despre ce, despre ce. La moment, într-adevăr, nu avem, dar posibil pot apărea. Dar, încă o dată, eu cred că aici nu doar vorba de... Trebuie să primim acest lucru din punct de vedere doar simplă schimbarea furnizorului. Furnizarea gazelor naturale trebuie să aibă loc și conform legii și conform tratatelor la care Moldova, Republica Moldova este parte. Nu trebuie să fie furnizarea gazelor naturale să fie efectuată în mod discriminatoriu. Este absolut, în primul lucru trebuie să fie clar pentru toți. Plus, e vorba despre reguli foarte clare, pentru că nu este o junglă, cum a spus domnul ministru. Nu trăim în sălbăticii, îmi cer scuze. Sunt anumite reguli și sunt anumite practici. În Europa, de exemplu, pe piețele internaționale, dacă furnizarea sau trading de gaze are loc prin practici de reducere a prețului cu un discount oferit mai mult de 15-20%, deja este un obiect al investigațiilor din punct de vedere anticoncurențial, antitrust, foarte dure. Mă refer la Uniunea Europeană și toate sunt legate de TTF. Haideți să spunem așa. Toate presurile sunt legate de TTF. Chiar luăm hotar care acum foarte multe discuții despre Turcia, despre contractele care se încheie la hotare, la diferite hub-uri noi care se creează. Toate sunt legate de TTF. TTF plus sau TTF minus. Dar nu mai minus, pentru că marja acum, și încă un secret vă spun, marja care este a traderilor, operatorilor pe piață, este nu mai mult decât 2%.
3 euro pe un megawatt-oră. Adică 20-30 de euro la 1000 de metri cubi. Asta este marja. Dar nu sunt când avem prețul la hotar, noi, adică Energocom și Moldova Gaz, noi, care avem puterea de cumpărare, îmi cer scuze, noi avem, am trecut, am avut 16 miliarde de lei cifra de afaceri Moldova Gaz. Energocom, cred că anul acesta va avea mult mai mare, având vedere și piața energiei electrice. Și noi cumpărăm la prețuri de 600 sau cât acolo, perioada de vară a fost 400, 380, 400, 450, și sunt oferte care vin de la companii care n-au nicio istorie, absolut, nicio practică, nicio istorie și îi oferă un preț derizoriu. Asta este, vă spun că nu spate, adică noi nu am întâlnit așa ceva. Asta straniu. De asta și vă spun că, haideți să facem diferența între furnizorii de gaz și furnizorii de știri. Deci eu repet, eu mă aștept ca și în continuare să fie aruncat. A fost aruncat mai întâi ușor în aprilie, după asta chiar că noi am ușor aducem gaz din Turcia, după asta chiar că iar ușor de-am lucrat 12 de-am cu 10, acum iarăși astăzi, acum iarăși azi o mai publicat o ofertă publică și tot așa. Deci, oameni buni, și care se ocupă de trading de gaz, cu așa ceva nu se ocupă. Ei se duc, încheie contracte, furnizează gaz, încasează bani, se duc, cheltuie bani pe alt gaz și tot așa. Ceea ce avem, și eu cred că aici noi va trebui într-adevăr ca stat cumva să intervenim și să protejăm consumatorii de anume de, să spunem, utilizarea asta a licenței drept un fel de, cum am numit acolo, un fel de... bilet politic. Adică noi trebuie să cei care se ocupă de comercializarea gazului, trebuie să se ocupe de comercializarea gazului. Și nu o să vedeți așa comportament între furnizorii de gaz. Pur și simplu nu există. Repet, asta e încercare de destabilizare socială și ea trebuie tratată ca atare. Și eu personal o tratez anume ca atare. Asta este o încercare de destabilizare socială, decât de furnizare de gaz. Pur și simplu utilizează licența de gaz, știți, ca argument pentru a destabiliza. Deci pentru 100 de milioane metri cub, cum s-a anunțat, chiar vorbesc despre trebuie să achiți 43 de milioane de transporte, trebuie să le achiți în avans, cred, dacă cumpăr capacități anuale, plus încă 550 de milioane de lei pentru distribuție anual. Și respectiv, nu, mă refer cum spate deja aspect pur financiar comercial. Astăzi bani trebuie să fie ca mijloace circulante. Trebuie să ai așa posibilități. Ce vă spun că nu mă refer la costul gazului. Deci costul gazului tot trebuie să fie achitat. Și aici, dincolo de aspecte de tehnici comerciale, mai sunt și aspecte financiare, capitalizarea companiei și alte aspecte din punct de vedere așa numit prudența financiară, supraveghere bancară și așa mai departe. Duceți-vă pe piața europeană și mergeți la vreun trader european de gază și începeți a flutura în fața lui cu contracte și cu, cum se cheamă, oferte publice de genul ăsta. Și vă spun încă un moment, care este la moment cum o practică deja intru în trading și furnizare. Faptul că compania are gaz, asta nu înseamnă că la cel cumpărător la care va veni, fie pe piața Angro, fie pe piața cu amănuntul, traderii la moment pun condiția că pentru bună execuție a contractului depui un depozit. Garanție că se execuți, că livrezi. Nimeni nu va transfera niciun euro pentru un megawatt-oră sau 1000 de metri cub până când nu este garantat furnizat. Și depui 30% garanție, adică tu ca furnizor trebuie să încă scoți bani, depui pe contul cumpărătorului sau un account escrow, așa numit cont escrow, care nimeni nu atinge până când nu execuți contractul și poftim, poți furniza.
Așa sunt reguli. Eu, încă o dată, să fiu înțeles corect. Vreau să înțeleagă toți că nu așa, de simplu, să organizez așa gen de business. Hai să altă întrebări. Инш'Аллах. Я знала, что вы вопрос будет касаться следующего. Вы говорите о том, что сейчас разрабатывается, в том числе, планы, стратегия для жилищного фонда, она не только для повышения уровня энергоэффективности государства. Да. Тут возникает у меня вопрос. Речь идет не о том, что у нас в народе называется утепление внешних стен, да, и замена окон на пластиковые, или речь идет в том числе о замене труб и горизонтальной разводки, потому что это тоже энергоэффективность. Потому что какой нам смысл просто утеплить стены, если у нас большие потери теплоносителя именно по пока они попадают к конечному потребителю. Спасибо большое за вопрос. Во-первых, здесь, скажем так, да, мы предусматриваем инвестиции и в горизонтальную разводку, но нет, это не столько из фонда. Почему? Потому что то, что у нас сейчас есть некоторые нестыковки, я вообще на самом деле считаю, что в НАРЭ можно было бы как бы за счет внутренних регламентов изменить так называемую точку разграничения с потребителем. В чем проблема, собственно говоря, с горизонтальной разводкой с точки зрения регуляторной деятельности? До сих пор все здания были, то есть не было индивидуального теплопункта, был вход в здание, и от этого входа разводка вертикальная по дому. Так? И по регламентам техническим и по правилам, точкой разграничения собственности между, и там, где стоял счетчик, между поставщиком и, собственно говоря, МДФЛ или, как называется, управдомом, так, управляющим жилым фондом, это был вход в дом, стена на входе в дом. Так. Когда мы переходим на горизонтальную разводку, вся эта инфраструктура, связанная с вертикальной разводкой бывшей, она вообще исчезает практически. Ее просто вырезается, она не нужна. Соответственно, у нас точки разграничения с потребителем становится уже счетчик потребителя, индивидуальный. Заключается индивидуальный контракт с каждой квартирой. Здесь есть нюансы, как бы, регуляторного характера. НАРЭ считает, что все равно, раз указано, что вот стена здания, значит, все, что внутри здания, они не могут включить в инвестиционную программу термоэлектрики или там ЧЕТ-НОР. Мы считаем, что это в любом случае, точно так же, как с Молдова-Газ, до счетчика ответственного Молдова-Газ, точно так же, как там с Premier Energy или с Реднорд, до счетчика ответственны они. Это должна быть единая, должен быть единый подход. Даже если необходимо будет изменить законодательство, мы его сейчас будем менять. Но суть заключается в том, что эти инвестиции до счетчика будут делаться из инвестиционной программы предприятий. Значит, термоэлектрика, ЧЕТ-НОР. А уже все, что за счетчиком, это будет каждый себе делает как хочет. Кому-то нужно батареи побольше, кому-то батареи поменьше, кто-то хочет регулировать, то есть достаточно одного термостата на всю квартиру, кто-то хочет в каждой комнате себе термостат на батарею, ну, то есть уже кто-то хочет теплый пол, то есть дальше у каждого любые фантазии за его деньги. Пока мы не дошли до этой прекрасной ситуации, про которую вы только что рассказали, у нас есть текущая ситуация, когда иногда приходится по 40 минут ждать, когда в кране с горячей водой она станет хотя бы теплой. Исходя из этого, у меня вопрос, если можно к НАРЭ. А можно установить или к НАРЭ, а какие будут, Министерство энергетики, какие будут предложения для того, чтобы установили действительно счетчики для подачи горячей воды, которые начинают реагировать не на то, что просто течет через них вода, а на определенную температуру воды, чтобы мы платили за энергоноситель, действительно потраченный, а не просто за то, что там через кран протекла вода. Давайте я скажу с точки зрения министерства, потом НАРЭ скажет с точки зрения НАРЭ. Но нет, ну просто чтобы у нас утвердили именно определенный вид счетчиков, которые реагируют на температуру поставленной воды. Давайте не, скажем так, не усугублять. Значит, есть проблема, на самом деле, заключается в том, что практически вся инфраструктура
подачи горячей воды, бывшая советская, она, условно говоря, заточена на то, что горячая вода идет только в одну сторону. Сейчас объясню. После установления индивидуального теплопункта, а горизонтальную разводку невозможно делать без установки индивидуального теплопункта, и как бы к этому мы сейчас движемся. Установка индивидуальных теплопунктов во всех зданиях и горизонтальной разводки. Эта проблема решится сама собой. Вода будет горячая в кране всегда 24/7, точно так же, как она из газового котла будет приходить горячая, точно так же, как она будет приходить горячая из системы. В чем смысл? В том, что если сейчас горячая вода у вас идет от центрального теплопункта, который может находиться там в 200 метрах от дома, вы включаете у себя дома горячую воду, из крана идет вода, и пока она не нагреет всю трубу от центрального теплопункта 200 метров и до вашей квартиры, вода будет течь холодная. Когда-то для того, чтобы с этим бороться, были придуманы рециркуляции. Но вот эти рециркуляции в советское время еще либо не устанавливали, либо сразу после этого срезали. Вот в домах сейчас вот эти индивидуальные теплопункты эту рециркуляцию обеспечивают внутри дома. То есть эта горячая вода, она горячая постоянно, она внутри дома циркулирует горячей. И когда вы включаете крайне горячей воды, оттуда сразу начинает идти горячая. Это, конечно, для многих будет сюрпризом, но это будет приятный бонус к утеплению здания. Ну, не в советское время, насколько я понимаю, уже в 90-е годы решили изменить ситуацию, чтобы мы не тратили слишком много, не гоняли все время горячую воду, и сильно упразднили ситуацию, так называемая обратка исчезла. Да. И поэтому мы теперь ждем, пока начнется. По сути, мы сейчас имеем выбор, либо мы включаемся в программу энергоэффективности, и ставим себе горизонтальную разводку, да, с теплопунктом и платим за действительно горячую воду, либо мы платим за инженерные ошибки прошлого до тех пор, пока до нашего дома не дойдет очередь, особенно если я живу в доме, допустим, где не живет большое количество богатых людей, которые смогут сразу согласиться и скинуться на такой теплопункт. Ну, на самом деле, теплопункты будут устанавливаться, на них скидываться жители не будут. Это устанавливается из инвестпрограммы термоэлектрики, поэтому там просто скорость, с которой термоэлектрика каждый год может устанавливать эти теплопункты, ограничена. Они просто не успевают установить столько каждый год. Но как бы целевые показатели, это сейчас 250, пытаемся сдвинуть в сторону 300 теплопунктов в год, с тем, чтобы в течение там нескольких лет закончить эту программу. Естественно, до сих пор эта программа не была массивной. Наша задача сейчас найти под все это финансирование, и когда мы обеспечим финансирование, я уверен, что подтянутся строительные компании, и мы сможем делать не по 200, не по 250, а может даже 500, 600, 700 в год, может по 1000 в год. Но суть в том, что это будет везде, это будет повсеместно, это будет обязательно, поэтому и на это не нужно будет скидываться отдельно. Нет, это будет термоэлектрика делать все. В любом доме, без того, чтобы там было... Без того. Только есть, когда уже переход на горизонтальную разводку и вот от счетчика к себе домой, это уже будут жильцы скидываться, каждый себе на что хочет. А все, что до счетчика, это будет термоэлектрика. Еще один вопрос, уже не эффективность, извините, господин министр, будет касаться все-таки газа, потому что... Когда я смотрела даже последнее заседание парламента, там продолжают некоторые депутаты настаивать на то, что мы же все понимаем, что мы просто покупаем русский газ. Ну, все, может, и понимают, а я-то нет. Я процитировала людей, которые продолжают распространять именно эту идею. Я вас спрашивала в своей программе, и вас, господин Чабан, спрашивал в программе, потом я покопалась в источниках, откуда поступают все-таки газы, где европейский берут, и наткнулась в том числе на интервью господина Нова. О том, что Газпром сократил поставки газа, да, на две трети, к концу 2023 года выходит на две трети сокращение поставок газа в Европу. Отсюда у меня к вам вопрос, все-таки мы покупаем, возможно ли, чтобы мы покупали через посыльные компании, ну, через компании европейские, русский газ, или все-таки это не российский газ? Я хочу, чтобы... Смотрите, вас сейчас... Смотрите, здесь есть несколько даже слоев этого ответа. Слой номер раз. Газ перестает быть российским,
как только его кому-то первый раз продали. Вот дальше это уже не российский газ, а это газ конкретного собственника. То есть это раз. Второе, мы закупаем газ на европейском рынке, и мы не можем, как Молдова, обеспечить, скажем так, или гарантировать, что этот газ, который мы на европейском рынке купили, он имеет там российские молекулы или не имеет. Более того, для нас принципиально важно другое. Для нас принципиально важно получить выбор и цену. Значит, если этот, пусть даже российский газ, попал на европейский рынок, и мы его в Республику Молдова, пусть даже российский, привезли дешевле, чем у нас по прямому контракту с «Газпромом», это является именно тем преимуществом, именно результатом того, что мы добились диверсификации источников поставки газа. Да, то есть, пускай даже это будет российский газ, если он попал на европейский рынок, там же Молдова же не может установить фильтры на границе с Евросоюзом и сказать, так вот для молдаван, пожалуйста, российские молекулы отфильтруйте. Да, не бывает так. Давайте не будем заниматься ерундой. То есть для нас принципиально важно, есть возможность выбора, есть не политически обусловленная, то есть коммерческая цена, не политическая цена. И по некоторым, то когда мы закупаем газ у производителя, или это, скажем так, газ, закупленный у конкретного производителя, пусть даже через трейдеров, у нас есть эти документы провиниенции, да, сертификат происхождения, который мы можем точно сказать, что вот это вот такой-то газ. А вообще, в принципе, трейдеры зачастую работают без сертификатов происхождения, просто потому, что они покупают объемы, а не молекулы. И, соответственно, у них, как бы, они просто не могут тебе предоставить, есть там российский газ, нету, не знаю. Господин министр, поправлюсь, они покупают единицу энергии. Да, мегаватт-час. Мегаватт-часа, там нету, там уже энергии покупают. Знаете, что это мне напоминает? Вот эти вот споры, насчет происхождения. Да. Если... Это очень неприятный вопрос, но я сейчас буду свое мнение выскажу. Это только мое субъективное мнение. Если помните 2005-2006 годы, я еще тогда был молодым специалистом в Министерстве экономики работал, как раз попал на эти газовые кризисы. И когда, если помните, то было очень долго, большой спор был между «Газпромом», «Нафтогазом» в части транзита, закупки. И когда договорились о закупке газа «Нафтогаз» у одной компании, там было создано совместное предприятие, и официальный представитель пресс-службы «Газпрома» вышел и сказал следующую фразу, и я это запомнил. «Украина традиционно покупает туркменский газ». И поэтому закупали в Туркмении, ну, соответственно, платили за транзит и, соответственно, уже его забирали на границе Российской Федерации и Украины. И это тогда я запомнил, потому что так была контрактная схема, так организована. И у меня сразу вопрос, а тот газ, который на Суджи и на Сахрановке забирал «Нафтогаз», он был точно туркменский? И, то есть, здесь очень такие вот понятия. То есть, сегодня мы забираем, вот, отбираем газ на точках Алексеевка и Гребенники. И у меня такой же вопрос, это точно российский газ, а не украинский, если по молекулам судить? То есть, здесь вопросы такие, которые очень много... Они не связаны. Конечно, да. Это политизируется. Это... Да, о мик комплетари анумил аспектul ăsta, rusesc sau nu rusesc. Deci, în primul rând, Energocom a făcut toate procurările de piața UE. Deci sunt statistici oficiale care deja spun că în 2023 cota Gazprom pe piața UE a scăzut de la 40 la 7%. Deci dacă e doar 7% cota acestui gaz, păi... Asta a luat Moldovenia. Da, tot Moldovenia. Nu, întrebarea doar aici este de, cu LNG sau nu. Dar tot vreau să vorbim despre Naftogaz și despre tranzit și despre toate momente. Deja e o certitudine că Naftogazul
vreau să mai tranziteze gazul rusesc, inclusiv spre Republica Moldova. Și ne dăm seama că ce mai afectat de această neprelungire va fi regiunea Transilvania. Republica Moldova a greșit de dependența asta, regiunea Transilvania. Noastră, ca și președintea unui companie, s-a accelerat în tractat, știți, aveți ceva date sau informații că ar exista un scenariu ce ar putea face să spun în cazul ăsta în care s-ar vrea. Eu pot să vă spun un lucru, eu nu pot răspunde pentru Gazprom, dar precis pot răspunde pentru Moldova Gaz. Noi vom lucra cu Ministerul Energiei împreună, pentru că vizează teritoriul Republicii Moldova și vizează consumatorii noștri din stânga Nistrului și respectiv vom lua deciziile care va lua în calcul, în primul rând, interesele țării și consumatorilor. Asta. Dar ce va face mai departe Gazprom, eu nu pot spune. Respectiv, nu am așa, nu dispun de această informație. Evident că trebuie să fie găsită o soluție pentru regiunea din stânga Nistrului, mă refer la regiunea transnistreană, dar vom lucra împreună cu Ministerul Energiei. Eu acum, la moment, nu am răspuns cum va avea loc modelul de transport gazelor naturale către regiunea transnistreană după 2024. În momentul știrea lumei de achitare, trebuie să vă gândiți în față de altă informație, nu v-am mai putea fi evitat. Deci, cum ar fi livrat regiunea transnistreană? Neachitat, dacă nu există în cazul gazelor naturale. Nu, vorba despre transport, transportul va fi achitat. Aici nu este, eu nu cred că aici va fi care va dubi transportul de gaze naturale, urmează a fi achitat. Și noi am avut experiența în 2021-2022, când Tiraspol Transgaz achita transportul gazelor naturale pentru volume suplimentare, că consumate în perioada de iarnă. Deci aici deja practica de achitare a transportului există, indiferent din care punct de intrare în țară vor fi aceste volume. Vreau să vă spun care sunt datorii prețului transnistrene, ținând cont de prețurile majorate de multe bitcoine? În jur de 10 miliarde. Domnul ministru, o întrebare la dumneavoastră. Datoriile la Tiraspol, de contul de tot audiat la auditul la Tiraspol, spune că de fapt datorii sunt la vreo 600 de ani, din care 200 și ceva de ani, la Moldova. Și acum vă întreb, există cumva vreun risc ca să fie deconectată de la gaz sau în condiții în care câștigăm o energie, dar și o dotare datorii peste 1,6 miliarde la Moldova Gaz? Deci, în primul rând, cifrele, probabil că au fost cifre la altă perioadă când a fost făcut control. Într-al doilea rând, noi avem, aici întrebarea se împarte în două categorii. În primul rând, trebuie să fie toată lumea, deci să fie clar la toată lumea că sistarea livrărilor de gaz către întreprinderile acestea nu este legală, nu este posibilă. Deci ea oricum va continua. Când noi trebuie să găsim o soluție financiară pentru datoriile acumulate, sigur că trebuie. Că noi avem o particularitate specifică legată de modul în care funcționează sectorul energetic, tarifele în sectorul energetic și cum asta afectează companiile. Eu îți vă dau acum un exemplu. Deci, care a fost problema și la termoelectrica parțial și la CET Nord? În, așa cum toată lumea deja știe, în tarifele la gaze, la energie electrică, sunt la energie termică, sunt așa lucru, este așa component care se numește devieri tarifare. Toată lumea a auzit de amdidânsele? Da. Așa. Ce înseamnă devierile astea tarifare? Asta înseamnă că atunci când stabilești tariful, se operează cu o anumită prognoză, costurile de fapt pot fi mai joasă sau mai sus. Și atunci când reglementatorul face corecția la tarife, el ia în calcul aceste devieri. Asta înseamnă că poate fi o perioadă în care tariful existent la întreprindere e mai mare decât costurile lor efectiv necesare. Și problema cea mare la noi este că foarte multe întreprinderi din sectorul energetic nu își fac rezerve, nu își fac provizioane, inclusiv contabil, nu își rezervează acești bani
care vor fi ulterior scoși din calculul tarifelor, vor fi ulterior excluși din tarif. Pentru dânsii, inclusiv pentru proprietar, pentru APP-ul care gestionează întreprinderile astea, ei se uită la raportul financiar. O, profit, super, și-ți faci cu profitul, plătim dividende, super, s-o lua dividendele la buget, întreprinderea a rămas fără bani, întreprinderea e decapitalizată, vine Andreu după asta, face și aprobă noile tarife, scoate devirile tarifare, dar întreprinderea de unde să iei bani să le acopere, dacă gata, banii s-au decapitalizat, banii au plecat din întreprindere. Și asemenea iterații nu e o prima oară. Eu, apropo, azi am participat la ședința Curții de Conturi și eu lucrul ăsta l-am menționat. Că noi trebuie să găsim o soluție sistemică, pentru că nu e vorba doar de întreprinderea CET Nord sau de termoelectrica, este vorba, și nu știu cum așa se prinește că e ca de pildă întreprinderea Premier Energy privată. Activează în legislația Republicii Moldova. Dar nu știu cum se descurc. Moldova Gaz. Nu știu cum se descurc. Faci provizioane. Dar în întreprinderile cu capital de stat nu s-au învățat. O să-i învățăm. O să-i învățăm. Inclusiv asta e lucru cu APP, inclusiv asta e lucru cu Curtea de Conturi, pentru că nici Curtea de Conturi, atunci când au făcut acest raport, ea nu a sesizat importanța, anume particularitatea reflectării contabile a acestor devieri tarifare. Sunt anumite chestii care sunt specifice în sectorul energetic care trebuie corectate. Ele sunt probleme sistemice, ele strag, ele, ca să vă dați seama, situația e la fel de 20 ceva de ani. Aș 20 de ani, nu puteți găsa astfel răspuns sistemic. Nu, ia că vezi azi la ședința Curții de Conturi, i-am atenționat. Îți găsim. Urmă, este un mic aspect la sectorul termoenergetic. În altă parte, acestor devieri sunt datoriile istorice care au fost create încă în perioada când acestea erau întreprinderi municipale și nu erau reglementate într-un cadru clasic de reglementare. Deci era o întârziere cronică de ajustare a tarifelor și respectiv aceste întreprinderi acumulau datorii enorme la gazele naturale. Din 2015, când s-a început reglementarea tarifară, practic aceste datorii nu se mai acumulează. Însă rămâne problema datoriilor istorice, deoarece nu ar fi just ca consumatorul care la moment consumă energie termică, energie electrică, să achite pentru faptul că nu au fost ajustat prețurile la energie termică și electrică până în 2012-2010. Deci asta este istoric. Vreau să întreb, domnul Barbu spunea că condițiile care vom avea o iarnă ne ajunge în fază de nouă energie. Cred că mediul al cazului care a fost achiziționat și tot acest de 600 de dolari. Nu, achiziționat a fost mai ieftin, dar prețul mediu ponderat acum, noi îl vindem cu 605. În aceste condiții, dumneavoastră ați prezentat anterior niște lucruri, până la sfârșitul anului nu are exista previzie de ieftinire a gazului pentru consumatorul final, dar din ianuarie, este un factor în afară de preț. Este un factor încă care nu că ne deranjează, într-un fel ne bucură că factorile la consumatori vor fi mai mici. Vremea caldă de afară și respectiv viteza de recuperare a nivelului financiar va fi mai mic. Și acest lucru tot influențează asupra calculului sau termenului de pornire a ieftinirii tarifelor, reducerii tarifelor. Pentru că acum, de exemplu, pentru luna noiembrie, la noi inițial era planificat volumul cât 130? 130 de milioane metri cub pentru luna noiembrie, dar cred că am ajustat astăzi la 85 de milioane metri cub pentru luna noiembrie, din cauza că două săptămâni vom avea perioada caldă, cum este afară. Acest lucru influențează pentru că dacă calculăm aceste diveri la un volum și costul la un metru cub este diferit, dacă calculăm 130, este mai mic, dacă la 85 de milioane calculăm, eu mă refer la luna noiembrie, e mult mai mare. De aceea, cred că acest factor deja tot este și va influența asupra calculul final al tarifelor. Adică, am putea ieși din iarnă cu același tarif? Nu pot spune
dar noi sperăm totuși anul acesta trebuie să recuperăm toate diverile. Dar la ce sumă se ridică acum diverile financiare? La 1 noiembrie 783 de milioane de lei. Le-am recuperat o mare parte pe parcursul anului acesta. Dacă îmi permiteți, vreau să punctez aici un aspect. Deci, partea preponderentă în structura prețului reglementat la gaz natural ca consumatorul final este prețul de procurare a gazelor naturale care se include în acest calcul. Deci, dacă într-adevăr în perioada de iarnă vor fi consumate volumele necesare pentru ca stocurile Energocom acestui gaz care e puțin mai costisitor să se reducă pentru ca să putem cumpăra gaze, și aici iar o întrebare, care o să fie prețul gazelor pe piață în ianuarie-februarie? Nu e exclus că el o să fie mai mare. Deci dacă vor fi premizele astea pentru a cumpăra gaze la preț mai bun, desigur că acestea vor fi reflectate imediat în prețul pentru consumatorul final. Practic, provara devierilor, cum a spus domnul președinte, urmează a fi acoperită până la sfârșitul anului. Totul depinde deja de fluctuația prețului la gaz pe piața internațională și, într-adevăr, de consumul ăsta de gaz. Ca un exemplu, în anul 2021, consumul de gaze pe țară era peste 1.200.000.000 de metri cubi și acum noi suntem în momentul în care noi să finalizăm practic anul cu puțin peste 800.000.000. Deci este o reducere drastică și de asta clar că impactul se reflectă și în preț. Cât e mai mic volumul la care împarți costurile fixe, cu atât prețul per metru cub, din păcate, crește. Dar sperăm că să avem... Tot depinde de consum. Știți, deci noi sperăm la aceasta, dar știți, au fost unii ani care au fost foarte atipici pentru piața gazelor naturale, de asta, din experiența ultimilor 2 ani, eu nu știu dacă cineva vă dă o prognoză veridică, fiindcă toată comunitatea de trader și experți sunt părțită în două, în cei care spun că de la 1 martie o să avem gaz mai ieftin, în cei care spun că de la 1 martie o să avem gaz mai scump. Deci iarna o să arăte care o să fie prețul gazelor pe piață. Мы получили подтверждение на год, начиная с октября до, ну, на газовый год. Да, да, да. На газовый 5, год. 5,7. То есть на зимнюю формулу нет? Нет. Это к тому, что мы свои обязательства по контракту выполнили. Нужно было подтвердить объемы на следующий период, на следующий год. А если они начнут поставлять, что будет делать? Ну как, если они подтвердили официально? Так есть подтверждение. А они до какого числа подтвердили? Ну, мы должны за 2 месяца до начала, это означает, что до конца августа мы отправим. До конца 23-го года 5,7, я правильно вас понимаю? До 24-го. До 24-го будет 5,7, не да, выше? Да, не выше. Спасибо. Да. Da, în adresa agenției a parvenit solicitarea atât din partea Premierei Energiei, cât și din partea Feyenoord, care a parvenit săptămâna trecută, în care se solicită o diminuare a prețului reglementat de furnizare energiei electrice în jur de 10%. Acum noi analizăm aceste cifre, analizăm conjunctura în care a fost realizată planificarea pentru perioadele ulterioare. Și cred că în zilele următoare să venim cu estimarea prețului nostru, deja reieșind, ținând cont și de costul din contractul care a fost semnat cu GRES pentru perioada ulterioarelor 14 luni, costul de piețele europene și să vedem cu ce proiect putem veni noi la consultări. Și asta până la sfârșitul anului viitor, da? Da. Calculul până la sfârșitul anului. Absolut, asta o să fie în decurs de câteva zile. Pentru, da, n-are rost acum să faceți corecția până la 1 ianuarie și la 1 ianuarie iar să interveniți în acolo. Am vrut să întreb, după ultima reacție
ceva, au mai fost reacții, care este situația în Da, am discutat, practic, aceste rezultate au fost transmise la, la Gazprom. Cred că va fi un comunicat din partea companiei în baza deciziei care au fost adoptate sau luate de către Consiliul de Observatori. Această decizie a fost luată sau urmează? A fost ședință pe data de 2 noiembrie, acum se formează procesul verbal și imediat când va fi semnat, noi nu, încă nu-l avem, vom comunica. Deci, у нас еще есть 11 минут до окончания, который министр Белл встречала. Есть какие-то изменения у нас? Да, вот за шапки. Ceea ce vreau să spun că la acest, la acest proiect se muncește, deci acum e în fază de studiu de soluții, noi preconizăm cam 2027-2028 ca orizont de timp când acest proiect să fie finalizat. Deci este nevoie și de sincronizare cu partea română, pentru că în România tot trebuie să facă partea lor. La dânsă, deocamdată, linia Bălți-Suceava este inclusă în planul dezvoltare până în anul 2030. Noi agreem ca aceste termene să fie scurtate ca să venim împreună cu linia, dar așa cum am spus, noi acum suntem într-o situație din punct de vedere a volumului de investiții în, în securitate și în, în, în special în transportul de energie, fără precedent de la independență încoace. Noi se lucrează pe Vulcănești-Chișinău, deja spornesc, deci, testările de astea, cum se cheamă ele, fundațiilor, pornim acum cu exproprierea terenurilor la punctele care deja s-au definit. Mai departe, pornim Bălți-Suceava, să face studiu rutei generale pentru a treia interconexiune, că acolo tot sunt mai multe opțiuni, fie de la mai la sud, fie mai pe centru, zona Iași-Strășeni. Adică sunt mai multe tipuri de soluții care se precaută și plus, așa cum am spus, este o, o interconexiune între linia de la Vulcănești care merge la Amgres și cu liniile de la Amgres către Chișinău, cu o stație de transformare între ele care are două sensuri această interconexiune. Pe de o parte, să permită ocolirea, energia se poate fi fiabilă, livrată la Chișinău prin încă o rută, chiar dacă cei de la Amgres încep aș face de cap. Și doi, acolo lipsește, acolo este unul din cele mai bune potențiale de vânt în zona C. Și la moment lipsește un capacitatea necesară unde acest potențial se poate fi conectat, se poate fi racordat. Respectiv, odată cu construcția acestei interconexiuni și a stației de transformare, noi sperăm că vom putea conecta, majora semnificativ cantitatea de energie eoliană care o putem lua în rețea, inclusiv pentru export, că noi nu putem atât consuma pe intern cât putem produce. Eu cred că Republica Moldova va deveni țară unde investitorii vor investi în energie regenerabilă, în primul rând pentru export. Cu Cernavodă? Nu, cu Cernavodă acum nu este... Da, a fost semnat un memorandum de colaborare, deocamdată nu e vorba de un contract investițional și nici nu este la moment, noi nu participăm în structura, spunem că în România deja se desfășoară două proiecte, două direcții mari pe zona nucleară, extinderea Cernavodă, bloc 3-4 și dezvoltarea de SMR-uri. Noi deocamdată în asta nu investim, dar noi venim, acum pregătim o propunere pe o a treia filieră în care să putem colabora cu România tot pe zona nucleară. Deocamdată nu vreau să anunț, la prima etapă vreau să fiu sigur că putem ajunge la o colaborare și după asta voi face un anunț. Cine ar vrea să investească în construcția unei centrale de producție de energie?
Cei de la Premier Energy vor să investească în centrală de, spunem, echilibrare, așa numită, deci pentru echilibrarea, servicii de echilibrare. Noi salutăm intențiile oricărui investitor privat de a investi în centrală de echilibrare. La moment, la fel, este o problemă că noi nu avem piață lichidă, nu avem un operator de piață, deci nu avem o... ei atunci când își planifică investiția, trebuie să raporteze la un anumit nivel de prețuri, la ceva măcar să facă referință. La moment asta nu prea este posibil, de asta noi căutăm alte soluții, cum prin lege, până la crearea unei piețe lichide de echilibrare, să putem, spunem așa, atrage investiții private în această, în această filieră. Adică, la moment, se precaută opțiunea ca prețurile de, inclusiv pentru serviciile de echilibrare, să fie reglementate, dar pur și simplu prin în funcție de prețuri să fie aranjată ordinea în care diferiți participanți la piață intră în prestarea serviciului de echilibrare. Deocamdată asta este soluția pe care noi încercăm să o administrăm până creăm o piață lichidă și până creăm suficiente capacități care să poată forma o concurență reală. Pentru că aici e problema oului și găinii. Nu poți crea piață până n-ai participanți și nu-ți vin participanții până n-ai piață. Și aici ai... trebuie găsit o soluție, trebuie de ară. Deci este o, este o investiție... este o investiție privată. Deci noi reieșind din planul care este aprobat și la Minister de generare energiei din surse regenerabile, noi deja avem o necesitate de undeva 170 de MW pentru necesități de echilibrare. Deci, de faptul că interconexiunea cu România nu întotdeauna ne permite să luăm capacitățile necesare pentru această echilibrare, sigur că este foarte necesar să avem aceste surse pe inter. Sunt proiecte de 40 de mega, de 60 de mega, sunt mulți investitori care ar vrea să investească, respectiv având o necesitate de 170, în următorul an posibil să crească la 200-220, deci există cerere de acest, de acest produs. Acum, în proiectul la legea 107, a fost introdus și mecanismul ăsta de trecere treptată a energiei ăsta de echilibrare la condiții concurențiale de piață. Peste tot în lume, când se formează piața de echilibrare, la început se pornește de la prețuri de reper reglementate pentru sursele astea care apar pentru a presta aceste servicii energie de echilibrare și a serviciilor de sistem. Și sigur, noi vom merge tot pe această cale și treptat o să apară, sper că, investitorii care o să contribuie la sporirea securității energetice a țării. Domnul ministru, îi spuneți despre Rotalin Gaz. Rotalin Gaz. În două cuvinte. Deci, compania a fost furnizor, așa cum am spus, de, ultimul, de serviciu universal. Ceea ce înseamnă că ei aveau obligația de a alimenta consumatorii în zona de deservire, să le furnizeze gaz. Așa. Acum, ei, în mod normal, trebuia să aibă propriul tarif. Exact așa cum Feyenoord-ul și Premier Energy au tarife diferite, deși furnizează aceeași energie electrică, exact așa Moldova Gaz și Rotalinul trebuia să aibă tarife diferențiate la gazul care îl furnizează. Acum, tradițional, Rotalinul funcționa în baza tarifelor aprobate pentru Moldova Gaz. Cei luau gaz de la punctul de intrare de la Moldova Gaz, îl vindeau la consumatorii finali cu tariful stabilit pentru Moldova Gaz și atâta timp cât pe dânsă diferența asta îi aranja, nu exista nicio, niciun deranj, că funcționa. Anul ăsta e pentru prima oară, anul ăsta s-a întâmplat iarăși, au fost anomalii, mai multe. Și una din anomalii a fost salturile astea de prețuri. Și Rotalin a hotărât, a fost apropo una din primele companii, dacă nu prima, care a hotărât să achiziționeze gaze de pe piața liberă. Și a ieșit să procure gaze de pe piața liberă, vânzând, deci procura deja nu de la Moldova Gaz, dar procura mai ieftin, dar vindea tot la tariful Moldova Gaz. Acum, cei ce nu înțeles Rotalinul într-un final, adică economia asta nu e a întreprinderii și nu e a proprietarului.
Economia asta e a consumatorului. Ea este transferul ulterior consumatorului. Și atunci când a venit Rotalinul să-și aprobe tarifele la, pentru prima oară, să-și aprobe tarifele la gaze, ANRE a luat în calcul că ei în prima perioadă au achitat gaze la alt preț decât era, decât achita Moldova Gaz și în calculul tarifelor pentru Moldova Gaz, în baza cărora ei activa. Și când le-au calculat tarifele lor individuale, au spus că, băi, voi trebuie să întoarceți la consumatori înapoi 40 de milioane de lei. Nu, și Rotalin nu a fost de acord. Rotalin a spus că ei mai simplu sistează activitatea și nu furnizează gaz, decât să furnizeze gaz la tarifele stabilite de ANRE. Dar, repet, Rotalin nu a fost furnizor pe piață liberă, care să vândă în baza contractelor negociate, etc. El a fost furnizor de ultimă opțiune, el avea obligația de prestarea unui serviciu public. De asta, atunci când el a refuzat să presteze acest serviciu, ANRE a intervenit și a desemnat un alt operator care să presteze acest serviciu, pentru, inclusiv pentru zona care era deservită anterior de Rotalin. Suntem fix la ora 5, dacă vrem să respectăm programul, atunci vă mulțumim foarte mult pentru întrebări, pentru interes, vorbitorilor, pentru informațiile extrem de interesante și...